statistică tristă pentru basketul ploieștean. După aproape 20 de ani, fanii nu se mai pot bucura de evoluțiile unei echipe de seniori în propriul oraș. Echipa de basket CSM Ploiești a reprezentat ultimul bastion într-un Ploiești care altădată respira prin sportul sub panou. Din cauza nepriceperii și a intereselor politice, echipa a fost desființată după ce a promovat și trebuia să lupte în Liga Națională. Astfel, toți jucătorii au fost nevoiți să-și găsească angajamente la alte echipe. Îmbucurător pentru ei este faptul că mulți au prins contracte la cel mai înalt nivel. 7 dintre sportivi sunt la formații din Liga Națională, inclusiv antrenorul Eugen Ilie. Alți 3 evoluează în Liga 1, iar unul a renunțat. Ilie a devenit principalul celor de la Dinamo, acolo unde se află și conducătorul de joc Sebione. Trioul Ciotlăuș, moldoveanu Dumitrescu evoluează la Olimpic Baia Mare, Gavrilă este la CSU Sibiu, tot a ajuns la Universitatea Cluj, iar Bariș Actaș evoluează la SCM Craiova. Unul dintre cei care au contribuit la revenirea în Liga Națională a fost Andrei Căpușan. Experimentatul basketbalist îmbracă acum echipamentul celor de la Cuza Sport Brăila în Liga 1. Ene este unul dintre pivoții celor de la Miercurea Ciuc, iar extrema Casale evoluează pentru Timba Timișoara. Singurul basketbalist care a renunțat la activitate este ploieșteanul Vlad Dogaru, fostul conducător de joc fiind acum antrenor de fitness la o sală din București.